Știm, atunci când suntem stresați, ne încordăm. Parcă fiecare fibră, fiecare mușchi a corpului nostru se încordează, dar parcă mai ales mușchii care susțin articulația temporomandibulară. Altfel spus, încleștăm fălcile și strângem din dinți. Este un proces natural, firesc, de managerizare al stresului. Însă, în timp, aceste obiceiuri pot să ducă la probleme ale articulației temporomandibulare. Tocmai de aceea, în cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății, am stat de vorbă cu domnul dr. Andy Trăguș, medic stomatolog care este specializat în diagnosticarea și tratamentul problemelor articulației temporomandibulare. Vă invităm așadar să urmăriți această ediție a emisiunii noastre Arena Sănătății, pentru că suntem convinși că veți afla o serie întreagă de lucruri extrem de interesante și pe care nu le știați. Pacienții aceștia care au probleme articulare, de articulații temporomandibulare, iau și probleme musculare. Deci au niște dureri mari pe anumiți mușchi, au anumite contracturi, mușchii nu mai se întind, sunt contractați, alți mușchi sunt mai întinși, da? Și atunci noi trebuie să-i aducem într-o zonă în care ei să înceapă să se echilibreze. Niciodată nu o să mai fie în zona de la început, pentru că e ceva care deja a persistat acolo. Ar trebui așadar să înțelegem mai bine această articulație care leagă mandibula de craniu, leagă mandibula de maxilar. Este o articulație mică și specială. Maseterul și temporarul este un mușchi care ridică mandibula. Da? E, pacienții care au bruxism sau clenching, ceva de stres management nocturn, ăștia strâng din dinți. Automat, acești mușchi sunt ca la un culturist, toată ziua lucrează. Da? De exemplu, la mine, dacă vă uitați, cum spuneam, sunt bruxoman de zi și de noapte, aici se vede fascia anterioară a temporalului. Așa eu, dacă mănânc ceva mai dur, fac o biluță aici. Nu am nimic, sunt sănătos. Așa sunt eu. Da? Deci, e o activitate tot timpul, o hiperactivitate. Dacă lucrurile se complică și ăștia încep să rămână încordați, da? Una e că îi folosești și se dezvoltă și nu sunt contractați, deci ei doar se dezvoltă, cresc în volum, dar la unii rămân contractați, da? Și atunci când rămân contractați, încep să ai dureri, că e ca la febra musculară. Mergi la sală după 2 ani și faci un antrenament intens, nu mai miști mâna. Cum vă spuneam, la tinerii cu pandemia acum. Ei n-au nimic grav. Normal că se sperie când vezi că nu mai deschizi gura sau părintele vede, da? Dar cu relaxare și cu fizioterapie. Noi avem un departament de fizioterapie în clinică, unde avem o colegă specializată în străinătate pe lucrurile astea. Și toți pacienții noștri care au astfel de probleme, de dezechilibre, fac și fizioterapie. Lucrăm la fel cu un alt coleg, un handbalist, care are propria lui tehnică de a rearanja postural, unde anumiți pacienți ai noștri trebuie să meargă și le modificăm și postura. Da? Deci lucrurile sunt foarte în detaliu analizate și după aceea vedem exact ce tratament facem. Dar cel mai important este diagnosticul, nu tratamentul, pentru că tratamentul, până să ajung la tratament, trebuie să văd cauza. Asta e cel mai greu, mai ales la pacienții dezechilibrați, neuromusculari și ocluză articulară. Sunt pacienți care au foarte multe probleme, adică le luăm interviuri, discutăm cu ei, le facem palpări musculare, facem foarte multe poze intraorale, extraorale, facem, de exemplu, teleradiografii laterale, frontale, facem niște analize scheletale, niște măsurători într-un soft, verificăm exact cum calcă dinții și după ce avem toate lucrurile astea și împreună cu diagnosticarea nocturnă cu brax checkere și vedem ce face și noaptea, avem toate informațiile astea și după aceea putem să diagnosticăm. Altfel e complicat. Și mai ales pacienții ăștia, imaginați-vă că anumiți mușchi sunt contractați, deja încep să-ți creezi un alt reflex de masticație sau de mers în laterale. Și implică, iară, mușchii de pe partea cealaltă. Deci de-aia trebuie să facă și fizioterapie, de-aia trebuie să-i relaxăm, de-aia le facem mai multe condilografii, pentru că la început, dacă el e foarte încordat, îi faci o condilografie, afli ceva, vezi unde sunt discurile articulare. Dar dacă e prea încordat, îl trimiți la fizioterapeut, îl mai relaxăm și mai facem din nou condilografia, până ajungem unde trebuie. Deci niciodată nu începem cu dinții la cazurile de
probleme de ATM. Da? Deci tot timpul rezolvăm și eliminăm cauzele pe rând, după care ne folosim de dinți să obținem echilibru mandibulei față de craniu. Haideți să aflăm cum se face o diagnosticare a eventualelor probleme ale articulației temporomandibulare. Cum se determină faptul că articulația temporomandibulară are probleme și ce înseamnă fizioterapie pentru articulația temporomandibulară și ce alte lucruri se pot face pentru a aduce un echilibru și pentru a rezolva problemele acestei articulații. Deci pacientul stă întins pe un pat special, da? Și eu îi fac palparea musculară, deja trimit informațiile acestea către colegul fizioterapeut, da? Discutăm înainte de prima ședință de fizioterapie, eu cu fizioterapeutul discutăm cazul și îi spun ce am identificat eu, îi spun ce mușchi sunt mai încordați, ce vreau să relaxeze în primele etape, pe ce să se focuseze, după care el îl preia, da? Și prin tehnici de manipulare sau diverse aparate pe care le folosim cu diversi curenți și magneți și așa mai departe, începem această relaxare miopatică, se numește, da? Musculară. Pacienții ăștia au dureri foarte mari, se trezesc noaptea, nu poate să doarmă, unii suferă, li s-a schimbat viața complet, adică e un calvar pentru ei. Da? Și atunci, prima etapă este relaxarea miopatică, da? Și scăderea durerii, da? Până la dispariția durerii și deja atunci pacientul este altfel, este relaxat, poți să lucrezi cu el. Mulți dintre pacienții ăștia nici nu poate să stea prea mult cu gura deschisă. Deci nu poți să-i operezi, de exemplu, dacă vrei să le faci implanturi. Nu poți să... ăla după 5 minute începe să-i tremure mandibula, rămâne încordat. Deci... De asta spun, de la caz la caz ne adaptăm la lucrurile astea. Probabil, mulți dintre dumneavoastră ați cunoscut persoane care atunci când mănâncă sau când cască, fac niște zgomote. De fapt, articulațiile lor temporomandibulare fac niște zgomote. Și v-ați întrebat dacă îi doare sau nu îi doare, dacă doar fac niște zgomote și de ce anume și până la urmă cum s-ar putea rezolva o asemenea problemă. Răspunsuri la toate aceste întrebări aflăm acum de la domnul doctor Andy Drăguș. Dacă l-auziți și dumneavoastră, se numesc cragmente, adică ca niște pognituri, există zgomote ca un fâșuit, da? Există zgomotele de click, da? Deci zgomotele astea sunt date de faptul că discul articular, deci în articulația temporomandibulară, în afară de structuri, adică de fosa glenoidă și condil, da? Există un disc articular, este un disc biconcav, cartilaginos, care stă între structurile astea, da? Și articulația, cum am spus, e capsulată și are un lichid sinovial, mai are și ligamente și alte lucruri, da? Dar nu intrăm în detaliile astea. Atunci când discul nu stă între structuri, adică discul pe toată dinamica mandibulară, el trebuie să stea între structuri și să lubrifieze. Când el nu stă între structuri, e plecat în față sau lateral, atunci încep să auzi clicul, fâșitul, unii nu mai aud bine, aud un țiuit, tinnitus. Da? Deci sunt tot felul de situații. Și în România ce am observat, întâi se duc la orelist, cred că au o problemă de orele, constată că n-au nimica. Dacă orelistul îi îndreaptă către o persoană competentă pe articulație temporomandibulară, bine, dacă nu îi îndreaptă către un neurolog. Se duc și în neurolog, nu identifică nimic. Da? Și dacă ajung să ajungă la noi, atunci îi diagnosticăm, încep să înțeleagă, vorbim foarte mult cu ei, pentru că și pacientul e important să-mi dea informații, să-mi spună ce simte, ce modificări s-au produs la o ședință de alta de fizioterapie. Fizioterapeutul îi dă acasă să facă niște exerciții. El trebuie să-și facă exercițiile, da? Problemele astea articulare ne întâlnim la pacienții care au purtat aparat ortodontice, sunt cele mai frecvente, pentru că și-au aliniat dinții, ne ținând cont de dinamica mandibulară, s-au produs niște interferențe, deci asta e la nivel mondial. Pacienții cu probleme de ATM sunt cei care au făcut tratamente ortodontice. Mai identificăm probleme din acestea la pacienții cu probleme parodontale, deci pacienții cărora s-au modificat poziția dinților, că au pierdut osul și s-au evazat dinții, da? Și atunci se modifică automat și
poziția mandibulei și atunci anumiți mușchi sunt întinși sau contractați, da? Întâlnim aceste probleme la pacienții care au malpoziții mari, adică care n-au făcut tratamente ortodontice și au dinții foarte încrucișați, încălecați, da? Și atunci efectiv nu poate să facă mișcările corecte și se chinuie, da? Și masticația lor e mai mult pe verticală. Întâlnim la pacienți care și-au făcut lucrări în toată gura și nu sunt aceste lucrări, aceste volume artificiale făcute în laboratori integrate în dinamica mandibulară, da? Și mandibula nu stă în poziția care trebuie, în plan vertical față de craniu, da? Cam astea sunt situații. Sau la pacienții care au avut accidente, pacienții care au avut accidente auto din spate sau pe bicicletă din spate, atunci și la ăștia se produc astfel de probleme. Sunt și persoane în vârstă care, de la un anumit moment, încep să facă aceste zgomote. Ce se întâmplă de la un moment dat, încep să apară aceste zgomote? Sunt pacienții cărora care și-au abrazat dinții, da? Și-au scurtat dimensiunea verticală de ocluzie și atunci mandibula presează prea mult spre craniu. Aceștia sunt pacienții care n-au purtat gutieră de bruxism, pacienții mai în vârstă, cum spuneam, dinții sunt într-o continuă abrazie și erupție. Și ei și-au mâncat dinții, s-a micșorat această dimensiune și atunci osul se duce prea... Da? S-a deplasat, da, s-a deplasat. Nu mai este între cele două structuri osoase, de fapt. Asta e. Și atunci, da, se aude. Dar la persoanele în vârstă, apar astfel de fenomene, dar se compensează, pentru că dacă n-au dureri, dacă sunt doar zgomotele, atunci nu e... Dacă ai un pacient de 80 de ani, nu te apuci acum să-i faci toată gura dacă nu are nevoie, da? Da. Trăiește în continuare așa. Haideți să aflăm și cât de des întâlnite sunt aceste probleme, pentru că viața pe care o ducem este din ce în ce mai stresantă și atunci întrebarea noastră este firească? Problemele astea o să le întâlnim din ce în ce mai des datorită secolului vitezei, secolului 21, digitalizării, defectelor, adică proastelor obiceiuri de stat pe scaun, de stat pe la computer, de stat în telefon, când stai cu telefonul așa, capul ajunge până la 16 kg, deci, da? Îți trage de coloană și așa mai departe. Deci sunt lucruri care, poate așa la prima vedere, când ești tânăr, zice aia, nu-i nicio aberează ăștia ce zic ei așa, că-s mai în vârstă, ce știu ei, da? Dar cu timpul, când încep să le simți pe pielea ta, o să vezi că nu e chiar așa și dacă nu ești pe direcția care trebuie, viața ta se poate complica foarte mult, din păcate. Pe scurt, soluții există. Aceste probleme se pot corecta cu ajutorul dinților. Totul este să ajungem la specialiștii care ne pot ajuta. Dinții sunt cei care o să ne repoziționeze mandibula asta. Deci problemele sunt că această mandibulă cu dinții de pe ea, da, este într-o poziție incorrectă. Mai la stânga, mai la dreapta, prea aici sau, da? Și dinții sunt cei care o să trebuiască să o ducă într-un echilibru, da? Adică prin aparate ortodontice sau și tratament ortodontic cu tratament protetic, da? Depinde de situație. Ei vor ține mandibula unde trebuie și în timpul masticației nu o să lase mandibula să se ducă în zona de risc și de patologie, da? Deci o să creeze un echilibru. De fapt, secretul este unde pui mandibula asta. Dacă asta e în echilibru față de restul și e în echilibru și cu mușchii. Și atunci nu mai ai durerile, nu mai ai nimic. Și apoi e foarte simplu ca laboratorul să facă o lucrare funcțională pentru că am făcut condilografia și avem toate informațiile. Și când face lucrarea pe articulator, o face ca și când e în gura pacientului. Și vedem exact toate mișcările, toate lucrurile astea. Vă mulțumim că urmăriți emisiunile noastre Arena Sănătății. Sunt emisiuni ale canalului ACC Media Channel. Vă invităm așadar să intrați pe accmediachannel.ro, unde veți găsi toate emisiunile noastre împreună cu transcripturile lor. Bineînțeles, veți descoperi și alte emisiuni cu specialiști de top din domeniile lor de activitate. Noi vă mulțumim tare mult, vă dorim multă sănătate și, bineînțeles, sperăm să vă abonați și la canalul nostru de YouTube și să dați like paginii noastre de Facebook. Vă mulțumim și vă dorim toate cele bune!